Bună ziua tuturor și bine v-am găsit! Numele meu este Andreea Chebac și alături de mine se află, ca de obicei, unul dintre lectorii Fundației Calea Victoriei. De data aceasta este vorba de Lidia Calciu. Lidia, bine ai venit! Bine v-am găsit! Lidia este psihoterapeut și psiholog clinician și la Fundația Calea Victoriei o puteți întâlni la cursul online Introducere în istoria psihologiei. Lidia, vreau să începem discuția noastră de astăzi prin a te întreba cum a apărut ideea acestui curs și de ce ți s-a părut important pentru publicul larg. În primul rând, ideea a pornit de la voi. Ca să fiu nu știam. Da, ca să fiu foarte cinstită, ideea a pornit de la Sandra. Și recunosc că în momentul în care am văzut sau care, în momentul în care am auzit tematica asta, am fost un pic circumspectă, pentru că știu că de obicei istoria unei științe este prima lecție și e genul acela de lecție pe care nimeni nu vrea să o facă și toată lumea vrea să treacă la cei mai important, de fapt, ce se întâmplă, care sunt teoriile, care sunt ideile, istoria e mai puțin interesantă. În același timp însă m-am gândit că, deși aveam această părere, de fiecare dată când studiam o teorie la psihologie, mă uitam foarte mult la context, la background. Și mă interesa foarte mult cum s-a născut ideea respectivă, care era contextul istoric. Și mă interesa, ca să fiu sinceră, inclusiv biografia autorului ideii, pentru că de foarte multe ori asta spune multe lucruri despre teoria în sine. De pildă, este o glumă foarte simpatică pe care Jung o făcea în legătură cu Freud și spunea că normal că Freud este cel care a inventat complexul Oedip, pentru că Freud avea o mamă foarte drăguță și o mamă foarte iubitoare și atunci, cumva, în acest context a născut teoria complexului Oedip. Mai dincolo de aceste glume, e foarte important să știi câteva lucruri despre istoria unei științe. Odată, pentru că de foarte multe ori ideile de pe parcursul drumului în știința respectivă sunt utile, de pildă, noi astăzi folosim de foarte multe ori ceea ce behavioriștii numeau condiționare operantă. Adică în momentul în care copilul vine acasă cu o notă foarte bună, îi cumpărăm ceva, nu știu, o jucărie, să spunem. Și acest comportament repetat se numește condiționare operantă. Adică în mintea copilului se face o legătură între comportamentul lui, faptul că a învățat și că a obținut o notă bună, și consecința acestui comportament, faptul că a primit o jucărie. Acum, dincolo de faptul că știm că utilizăm acest concept, e important să știm care sunt limitele lui. Și studiind tocmai istoria acestei idei și istoria acestei teorii, ne dăm seama că există foarte multe limite în ceea ce privește condiționarea operantă și că poate nu este în cea mai bună idee de parenting. Altă idee care îmi vine acum, să zicem, este legată de psihologia socială, care e din ce în ce mai mult aplicată în tot felul de domenii și experimentele care au fost derulate în cadrul acestei tip special de psihologie, acestei ramuri psihologice, ne arată foarte multe sau ne dau foarte multe insight-uri referitor la ce putem face, la ce ar trebui să facem. De pildă, este o teorie foarte interesantă legată de responsabilizare și responsabilitate. Pe la începutul anilor 60 a fost o crimă îngrozitoare în New York. O tânără a fost ucisă în stradă și la această crimă au asistat mai mult de 30 de oameni. Se uitau pe geam, pur și simplu. Și cumva întrebarea, după ce s-a întâmplat această crimă groaznică, a fost de ce nimeni nu a intervenit sau de ce nu a sunat nimeni la 112. Și până la urmă, efectuându-se tot felul de experimente, psihologii și-au dat seama că a fost vorba de o difuzie a responsabilității. Și că atunci când mai multe persoane sunt de față la un astfel de eveniment, responsabilitatea se împarte, se difuzează și atunci e posibil ca niciuna dintre aceste persoane să nu intervină.
Bineînțeles că nu suntem puși în fața acestor evenimente tragice și sperăm că nu suntem puși în fața acestor evenimente tragice la ordinea zilei, dar, de pildă, un manager poate să tragă o concluzie foarte importantă din treaba asta. Pentru că atunci când spune faceți proiectul X sau aveți de făcut sarcina X, fără însă a numi un responsabil, responsabilitatea va fi difuzată astfel încât s-ar putea să trezească cu sarcina respectivă nefăcută. Da. Atunci, de e important să știm despre aceste idei, despre aceste teorii, despre aceste experimente, pentru că ele ne ajută chiar în viața de zi cu zi. Și, de fapt, despre asta este psihologia. Despre a găsi niște lucruri care sunt utile și pe care le poți folosi în viața de zi cu zi. Mă bucur că ai încheiat așa răspunsul tău, pentru că mi se părea o concluzie logică la tot ce ne-ai povestit și mi se pare foarte important faptul că ai făcut trecerea de la ceva ce poate suna foarte teoretic la, de fapt, viața noastră zi cu zi și noi, cum noi punem în aplicare lucrurile astea zilnic. Însă, vreau să începem cu începutul cumva și să vorbim despre legătura dintre filozofie și psihologie. Trebuie să recunosc că eu nu știam despre legătura dintre aceste două domenii și mă gândesc că poate sunt și alți oameni care ne privesc și care nu știu foarte multe despre asta. O să te rog să detaliez puțin cum se leagă cele două. Cu precizarea că nu sunt un specialist în filozofie și cred că voi chiar aveți un curs foarte drăguț despre, nu? Parcă la Calea Victoriei. Acum, cumva, este logic că două științe care se ocupă de spirit, de suflet, de minte, e logic, spun, ca aceste două științe să aibă o legătură. Și, de altfel, primul compendiu de psihologie a fost scris de către Aristotel și se numește De Anima, despre suflet. Ce e foarte interesant și ce am reținut eu din tot acest compendiu este că Aristotel împarte practic sufletul în trei regiuni. Una vegetativă, care este specifică plantelor, animalelor și omului. Una senzorială, care este specifică animalelor și omului. Și una rațională, care este specifică doar omului. Teoriile moderne legate de creier specifică existența a trei creiere, de fapt. Unul reptilian, care este foarte vechi și care se ocupă de funcțiile vitale ale corpului. Sistemul limbic, care se preocupă de reacția aceea fight or flight, fugi sau apără-te, și care în aceste zile de pandemie a fost foarte, foarte actual și a fost un subiect foarte discutat, pentru că aici, de fapt, e sediul anxietății, să spunem. Și, nu în ultimul rând, neocortexul, care se dezvoltă mult mai târziu și spunem chiar că cortexul prefrontal se maturizează undeva în jurul vârstei de 23 de ani, 25 de ani. Și cumva există o paralelă între treaba asta pe care a spus-o Aristotel cu atât de mulți ani în urmă, sute de ani în urmă, și ceea ce gândim astăzi sau descoperim astăzi. De altfel, prima metodă științifică utilizată de psihologie a fost introspecția, atât de utilizată și în filozofie. Și există și acum, încă în psihologie, o dispută de tipul celei filozofice între monism și dualism. Adică suntem corp și suflet separat sau suntem doar suntem o singură entitate. Această dispută, care este încă valabilă și în filozofie, este valabilă și în psihologie. Și în ultima vreme, cu siguranță că ți-e cunoscut Yalom, nu? Yalom. El a dezvoltat un tip de psihologie care se cheamă psihologie existențială și care este foarte mult influențată de filozofie, pentru că se ocupă exact cu problematica sfârșitului vieții, cum să-ți găsești sensul vieții, cum să poți să ajungi la sfârșit într-o manieră înțeleaptă, într-o manieră împăcată cu tine. Și aici sunt foarte multe legături cu filozofia. Ce mai pot să spun este, apropo de
pasiunea mea, care este Jung, că și acolo se găsesc foarte multe paralele, de exemplu, între arhetipurile jungiene și lumea lui Platon, lumea ideilor a lui Platon, acele idos ale lui Platon. Deci există o permanentă influență și probabil că niciodată cele două, deși pretind că sunt complet separate, probabil că cele două științe nu vor fi niciodată complet independente și ăsta e un lucru bun până la urmă. Bun, știu că în cursul tău pleci de la începuturi și e așa pe firul istoriei, ușor, ușor, și vorbești despre foarte multe momente importante sau marchezi cele mai importante momente din istoria psihologiei. E bine, pentru că noi în interviul nostru nu avem timp să trecem prin toate, oricât de curioasă aș fi, o să te rog pe tine să alegi un astfel de moment care ți se pare esențial în istoria psihologiei și să ne povestești puțin despre el. Mm-hmm. Ok. Eu sunt subiectivă. Asta e. Cerești să este un răspuns subiectiv. Da, e un răspuns subiectiv. Pentru mine, cel mai important moment în istoria psihologiei este, practic, debuturile psihologiei conștientului. Adică sfârșitul secolului XIX, momentul în care Freud, practic, a reușit să-și impună teoria în acea lume a Vienei, care era destul de victoriană și destul de strictă. Și acela este momentul în care două idei mi se pare extraordinar de importante. Odată faptul că eul nu este stăpân în casa lui, ceea ce înseamnă că nu controlăm tot ceea ce facem, tot ceea ce gândim și tot ceea ce simțim. E un lucru foarte important. Până atunci cumva aveam senzația că rațiunea și conștiința este atot știutoare, atot puternică, și Freud vine și ne spune că sunt anumite lucruri care se întâmplă în spatele unei cortine și pe care nu putem să le controlăm neapărat decât dacă le conștientizăm. Aceasta este o idee foarte importantă. Și în al doilea rând, cred că teoria freudiană este foarte importantă și prin prisma faptului că aduce în prim plan ceea ce noi astăzi numim poate orientare mult prea mare asupra sexualității, dar la momentul respectiv acest lucru a fost o revoluție. Și atunci, cumva, trebuie să-i mulțumim totuși, așa cum era el concentrat doar pe partea asta sexuală, trebuie să-i mulțumim pentru că a adus o revoluție în gândirea psihologică și pentru că noi astăzi încă vorbim despre teoriile lui și încă vorbim despre ideile lui. Și acum, bine, după această revoluție freudiană, bineînțeles că vine aportul foarte mare al lui Jung cu inconștientul colectiv, și mai ales cu ceea ce astăzi e foarte mult în prim plan, respectiv umbra. Adică acele aspecte ale personalității care sunt ascunse, care sunt neacceptate, pe care le respingem, pe care nu vrem să le acceptăm, pe care nu vrem să ni le asumăm. Și despre care conceptul acesta de umbră e un concept despre care s-a vorbit foarte mult, mai ales în această eră a trumpismului, această eră a narcisismului, și sunt noțiuni despre care vorbim astăzi și ni se par extraordinar de actuale și de prezente și de bune pentru a explica ceea ce ni se întâmplă. Pentru că până la urmă, uite, psihicul uman e cam același, oricât de mult s-ar schimba ceea ce e în jurul nostru. Exact. Sunt lucruri care rămân acolo și sunt valabile. Exact. Și scuză-mă, uitasem să spun un lucru foarte important. Teoria asta a inconștientului a venit și cu relevarea importanței primei copilării, despre care noi vorbim astăzi în workshop-uri, în conferințe, la terapie și așa mai departe. Adică e o idee senzațională până la urmă, cu care noi astăzi suntem foarte împăcați și despre care discutăm, dar la momentul respectiv ea a fost complet revoluționară. Și faptul că ceea ce se întâmplă în prima copilărie mai ales și modul în care dezvolți stiluri de atașament vis-a-vis de persoanele apropiate, asta te va influența mai târziu în relațiile tale viitoare. Și practic asta tot reparăm noi acum în...
Deci înseamnă primii câți ani din viață? Înseamnă, bine, teoria clasică spune că undeva până pe la 5 ani, dar poate să fie și mai încolo, bineînțeles. Okay, deci primii câțiva ani din viață, primii câțiva ani din viață. Ne dau de lucru tot restul. Da. Am citit prezentarea cursului tău de pe site-ul Fundației Calea Victoriei și trebuie să recunosc că m-a făcut foarte curioasă un lucru. Asta e o curiozitate tot așa subiectivă, personală. Am citit că printre multele lucruri pe care le vei discuta la curs, se află și calcularea coeficientului IQ, coeficientul de inteligență. Cum a apărut el? Cum se calculează și mai ales cât de exactă poate fi calculată inteligența unei persoane? El a apărut dintr-o inițiativă a Ministerului Educației din Franța, undeva începutul secolului 20, 1900 și ceva, și doi s-au ocupat de această măsurare, doi psihologi francezi, Alfred Simon și Théodore Binet. Ce au vrut să facă a fost în felul următor, să identifice de fapt copiii care aveau probleme, un retard la nivel mental și care nu puteau să facă față școlarizării. Și practic de acolo a pornit această scală, se numea scala Binet și este cam ca testele moderne, să zic, sau actuale de IQ, respectiv sunt niște întrebări, o serie de întrebări de logică, logică matematică, logică verbală, cam la fel arătau. După care scala a fost prelucrată de către un psiholog de la Stanford și acum se cheamă scala Stanford-Binet. Și respectivul psiholog a mai adaptat-o, mă rog, a modificat unele întrebări și coeficientul de inteligență se calculează pe baza răspunsurilor corecte la aceste întrebări. Acum, la momentul respectiv, se credea, sau cel puțin Terman, psihologul care s-a ocupat la Stanford de această scală, credea că inteligența este cel mai important lucru pentru o persoană. Și datorită inteligenței vei reuși în viață. Și a făcut un grup, a făcut un studiu transversal și a făcut un grup de persoane care aveau, de copii, care aveau un IQ peste medie, asta înseamnă undeva peste 120, și i-a urmărit pe parcursul vieții ca să vadă cât de succes vor fi în viață. Rezultatele au fost dezamăgitoare, pentru că și-a dat seama că IQ-ul, adică coeficientul de inteligență, nu este neapărat relevant atunci când e vorba despre reușita în viață și că sunt multe alte lucruri care pot să interfereze. Acum, astăzi, vorbim despre foarte multe tipuri de măsurare a inteligenței. Începând cu teoria lui Gardner, care spune că sunt mai multe tipuri de inteligență. Inteligență muzicală, inteligență kinestezică, inteligență interpersonală, inteligență intrapersonală, adică sunt o grămadă de alte aspecte care sunt măsurate astăzi și cumva am ajuns la concluzia că nu contează doar tipul de inteligență logic-matematică sau verbală, că de fapt asta măsoară testul de IQ. O inteligență verbală și o inteligență matematică. Și pe parcursul istoriei măsurării IQ-ului am devenit mai înțelepți și ne-am dat seama că nu sunt singurele lucruri care contează în viață. Apropo de această, să zic, frenezie în a obliga copiii să aibă note maxime, să aibă doar note de 10 la matematică și la fizică și la chimie și la română. Da. E foarte bine că ai spus asta și arată și un trend cumva vis-a-vis de atitudinea părinților față de școală și de notele copiilor. Bun, ne apropiem de finalul discuției noastre și vreau să ajungem în zilele noastre, pentru că știu că în acest curs vorbești despre principalele idei din domeniul psihologiei, despre principalele personalități, principalele curente și ajungi și la filosofia zilelor noastre, la psihologia zilelor noastre. Sunt curioasă ce este specific
psihologiei acum, cum s-a schimbat și mai ales e cumva un domeniu mai la modă, un domeniu față de care oamenii sunt mai deschiși acum? Cred că este un domeniu vis-a-vis de care oamenii sunt mai deschiși. Acum, e adevărat că fiind într-o fostă țară comunistă, în care psihologia a fost interzisă, cumva există acest reviriment al psihologiei și probabil că și asta are o importanță, nu-mi dau seama exact. Dar ce pot să spun este că din ce în ce mai mult oamenii se preocupă și asta se vede foarte mult în cursurile pe care le fac, în preocuparea asta foarte mare vis-a-vis de parenting, în preocuparea vis-a-vis de viața lor interioară. Sunt foarte multe cărți de self-help, să zicem, care au apărut. Ce îmi place mie foarte mult este faptul că cred că am reușit să depășim și partea asta de, să zic, psihologie rapidă, fast food, în care citești foarte multe lucruri pe internet și ai senzația că așa trebuie să faci. Sau cumva intenția asta de fetișizarea fericirii, în care totul este despre a fi fericit și în totul este despre a te autoajuta și a ajunge la o stare de beatitudine, care evident nu este realistă. Și cumva mi se pare că am ajuns la stadiul la care căutăm mai în profunzime. Și ne interesează un pic mai mult ce se întâmplă dincolo de rețete, dincolo de niște tipare din astea foarte rapide de a rezolva lucrurile, de algoritmi din ăștia care, în mod evident, nu au cum să funcționeze, pentru că suntem complexi și o rețetă nu poate să funcționeze pentru toată lumea. E important lucrul acesta, aspectul acesta, că ne preocupă foarte mult. E important și faptul că totuși e mai disponibilă informația. Bine, problema care decurge din aceasta e că trebuie să o alegem cu grijă și că e foarte greu să decelăm între ce e corect și ce nu. Dar, uite, vorbind în mod special despre psihoterapie, care e partea psihologiei, pot să spun că lumea e din ce în ce mai deschisă, vine din ce în ce mai mult la psihoterapie, privește psihologia și psihoterapia ca pe ceva, ca pe o chestiune care e de ajutor și este cumva inclusiv bazată pe principii științifice și atunci asta nu poate să fie decât bine. Cred eu. Și eu. Și eu cred la fel, de asta și avem acest curs în programă, tocmai pentru a familiariza publicul larg cu domeniul psihologiei. A, plus că e, uite, asta e, nu mă gândisem la treaba asta, dar e foarte bine pentru cineva care ar vrea să se îndrepte înspre psihologie, pentru că sunt foarte multe persoane care după prima facultate se mai gândesc să facă o a doua facultate. Stau care vor să meargă la psihoterapie, dar nu știu ce tip de psihoterapie să aleagă. Pentru că vorbesc un pic și despre treaba asta, care sunt curentele, ce presupun ele. Și atunci poate se regăsesc în vreo idee. Bun, cam asta a fost discuția noastră. Lidia, îți mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit și le amintim că mai multe pot afla de la tine în cadrul cursului online Introducere în istoria psihologiei. O zi bună tuturor!